Zeci de angajatori din județul Sălaj au fost sancționați de în cursul lunii august de inspectorii de muncă cu amenzi de peste 230.000 de lei. Tot cu ocazia controalelor, inspectorii de muncă au descoperit și 14 persoane care munceau fără forme legale de angajare. În cursul lunii august, reprezentanții instituției au verificat în domeniul relațiilor de muncă un număr de 120 de agenți economici din județ în urma acțiunii de control, 7 angajatori fiind sancționați cu amenzi în valoare totale de 180.000 de lei pentru că au primit la muncă 14 persoane fără forme legale de angajare. De asemenea, pentru nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară, pentru negarantarea în plată a salariului minim și pentru necompletarea elementelor contractelor individuale de muncă, în registrul de evidență al salariaților în format electronic, inspectorii de muncă au mai aplicat amenzi în cuantum de 34.300 de lei. Abateri de la legislația muncii au fost constatate și în domeniul sănătății și securității în muncă, unde din cei 59 de operatori economici verificați, un număr de 43 au fost sancționați cu avertismente și amenzi în cuantum de 10.000 de lei pentru lipsa materialelor necesare informării și instruirii lucrătorilor, neefectuarea controlului medical periodic, lipsa fișei postului cu privire la atribuțiunile de serviciu și nerespectarea legii privind numirea prin decizie a persoanei responsabile pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor.